Păi să, de când ai avut tu BMW? Hă? De când aveai tu BMW? Ei, băi, să-ți pentru... Ei, nu vinzi nimic, ai, Vasile? Nu, nu, fii buni. Așa, bun. Și acum mai am ceva pe aici. Uite, e diplomat ăla, l-ai avut vreodată plin de bani? Uite, aici, uite așa, dai să te vezi aici. Aici, în aici să fac în așa sil, deci totul cu ce cum ar fi, pentru carburatoare mici, de drujbe, cosătoare, toate prostiile. Reparte din alea? Așa, dar cum, mă, uite, cum vezi câte sculi are aici. Aici e alt set de sculi, alte șmecherii aici. Uite, când trebuie să mă uit undeva, nu am acces să văd, fac imediat, pac, ezi, cam și e acolo. Ah, da, bun, de unde vii, pac, unde se duci? Așa, și aici, e pentru aici, care tot îmi scrie ei pe chat că le-o chicare la întâi un baie. Când îi chicare la întâi un baie, faci, uite, așa, pac, jap, l-ai prins și îl scoți afară, că e cu magnet. Da, corect, are sculei Vasile Golanului, păi da, are sculei, disculei. Așa. Și am și, uite, aici, dacă mă ocupam cu netul, ăsta e pentru net, de făcut mufile. Și mai pui și net? Da, cum, dar nu-mi fac, mereu. Da, netul, uite, are și pichet de ăla care se lungește, e golanul. Păi da, eu, și acum mai am aici, aici e cu totul altceva. Aici e electricitate, este? Uite. Ce ți-am zis? Uite, aparat de măsură, uite, ăsta pentru baterii, uite, și am și pentru lucrurile fine, uite. Ascuțit lucrurile care trebuie să lucrez cu ele cum trebuie. Are multe, ei, Vasile. Dai, ca să nu. Uite, mai am aici. Aici e una. Uite. Uite ce trusă are. Vasile, nu dai nimic ca să-ți ieși, nu vinzi. Nu. Uite, mai am una de asta. Uite, asta e mai finuță. Asta când bași, să bași acolo pe gaura la injector, dacă scăci ceva pe nutru sau ceva frumos, pac, pac, pac. Nici trebuie și mă să scoți afară. Da. Yeah. Păi, dar asta e cu totul altă. Altă. Are și drujbe. Dar cum? Cum e? Deci așa. Și uite, ăsta, mi l-a dat pentru că cineva o tras piste măsură sau și-a făcut și l-a rupt aici. Și eu acum ați nevoit frumos să-l scot afară și de aici să-l încarc cu sudură cât o leacă, cât o leacă, cât o leacă frumos. Înțelegi? Și pe nu să-l polizez, să-i fac patrac. Eu n-am nevoie să se înțăpenească de tot cheia, știi, ca să facă cu piedica aia. Cât de cât să pun acolo și când e nevoie de o forță, să poți să tragă. Are, Vasile, are sculi. Și uite, aici ai făcut de mine. Uite, aici, aparat de sudură la rotund aici. E bobinat de mâna mea. Uite, Vasile, are aparat de sudură. Și stai așa, uite, și mai am. Na. Că ziceau ăștia, și că vreau să fac o frână la o mașină și te bagi? Na, să vedem. Te bagi, Vasile, nu? Eu uite aici. Ce? Nu mă bag. Eu de asta n-am nici eu. Uite, ați văzut aici ce trus are, Vasile? Cum ai, Vasile, ai și la strung? Da, cum să nu? Deci, băi, eu nu știu, când ne aud, îi aud pe câte unii pișeat și cu Vasile, am o mașină și din nu știu ce are eu de fie. Te bași? Parcă ar zice că te trimite pe front, pe linia întâi. Te bași? Dar în fabrică și ne-a făcut omul pe mașină. Hai să o luăm logic acum. Nu mâna de om. Da, corect, Vasile. Păi și atunci și cine trebuie să o repare? Nu tot mână de om? Deci că din poliție te-ai lăsat, da? Nu, mai, fac așa, nu vreau să mai am. Acum eu te spui drept, că n-am compresor, n-am isprave de astea, eu te cu și pompă, mă chinui la orice roată, cocoș eu. Păi n-am avut timp, dacă îmi spuneai mai din timp, zic că luam un compresor, să aduc un compresor, poate vine. Eu te butelia, care mi-a dat-o și mie și cineva, eu te cum o ține și învălit. Eu te asta e butelia, are e aproape de 100 de kg. Eu te. Și acum trebuie să-i fac eu din viețile, eu te. Dar uite, are Vasile acolo. Păi da, n-am spus că am. Pune acolo să nu ruginească. Dar trebuie să fac piață, fac cu suport, fac cu mai mare, mai puternică, știi, și puteam face cu șas, înfundam frumos într-o parte așa, băgam acolo cu supapă de șeie, într-o parte și din partea șelantă, pe furtun ceva. Da. Și aveam o rezervă de aer. Da, dar camere funcționale, cum tu n-ai văzut, că nu l-ați văzut.